Astăzi suntem la evenimentul IT Career Expo 2021. Este prima ediție a acestui eveniment în cadrul Techul Academy, implementat cu scopul de a uni oferta educațională, oferta de angajare și orientarea în carieră pentru acei care se vor în domeniul tehnologiilor. Proiectul Techul este cel mai mare proiect care contribuie la dezvoltarea sectorului și industriei în domeniul tehnologiilor informaționale. Una dintre direcțiile care ne atrag foarte mult este dezvoltarea forței de muncă, Workforce Development Program. Astfel, evenimentul de astăzi va contribui la informarea cât mai bună a populației despre oportunitățile care oferă companiile în domeniul tehnologiilor informaționale, precum și la acele instruiri care pot fi oferite pentru a pregăti un specialist care ar putea în continuare să se angajeze într-o companie și să contribuie la dezvoltarea noilor servicii, noilor produse în domeniul tehnologiilor. La târgul de cariere, Techul Academy vine cu oferta din partea 19 companii. Oferim atât locuri de muncă, cât și cursuri de a vă pregăti pentru acele eventuale locuri de muncă. Sectorul IT este dornic de a participa la astfel de evenimente pentru că ei vor să fie mai aproape de viitorii angajați. Am avut peste 450 de înregistrări de participare la acest eveniment. Avem salele pline și ne bucurăm de faptul că lumea este foarte interesantă. Tinerii sunt foarte interesați de domeniul IT. Techul, ca de obicei, la cel mai înalt nivel, cu toate condițiile, ne oferă maximum posibil din partea lor. Îmi pare foarte nice acest eveniment organizat, pentru că putem să cunoaștem persoane deschise pentru un internship, care pot să ne cunoască și pe noi mai îndeproape. Asta este un eveniment extraordinar, pentru că să le punem tot pe poliță, ca toate persoanele să înțeleagă ce-i testare, ce-i development, care companii cu ce se ocupă, care sunt outsourcing, care cu produsele personale. Мы очень рады участвовать в таком уникальном eventе IT Career Day. Здорово то, что этот день существует. У нас 305 открытых вакансий. Feedback от тинерилор специалистов е foarte fain. Vedem aici studenți cu adevărat interesați de acest domeniu și asta ne bucură foarte mult. Chiar așteptam acest eveniment. E foarte fain pentru că chiar ne-a fost dur și cred că organizarea este la nivel, iar noi suntem bucuroși să interacționăm cu tinerii specialiști în domeniu. Îmi pare destul de interesant faptul că oamenii prezintă mult interes. Sunt sigur că cei care au fost astăzi aici au obținut un bagaj informații destul de important, iar ulterior îi vom întâlni la programul nostru de internship. Am aflat de pe YouTube, de pe Telegram, deci au mai multe oferte și acolo am întâlnit această oportunitate. Faptul că este și o oportunitate în Chișinău care să vin și să mă uit la diferite expoziții, la diferite internship-uri, la diferite companii, am înțeles deja că aici va fi foarte interesant. De exemplu, era prezentarea la cum să faci o copie la TikTok, care a fost destul de interesantă și a fost un prezentator foarte bun. Am găsit foarte bune oportunități de dezvoltare, foarte multe companii oferă foarte bune internship-uri. Sunt unele care iau cursanți de la zero, ceea ce mă avantajează complet. M-au captivat toate cu privirea, fiecare are informație diferită și foarte interesantă. Sunt foarte multe companii foarte interesante, care oferă oportunități destul de bune legate chiar de graficul studenților. Evenimentul este foarte bine organizat, cadouri interesante, oferte bune, da, adică atenția foarte bine o acaparată. În ultimul timp nu prea au fost evenimente cu prezența fizică și am hotărât să vin să văd care e situația, pentru că mai apar companii și e foarte important pentru mine să știu cum se mișcă lucrurile, ce se întâmplă pe piață.